Aș vrea să vă propun fiecăruia dintre voi un exercițiu de imaginație. Închipuiți-vă că sunteți un nou născut. Mama nu te vrea. Ești într-o secție de maternitate, împreună cu încă vreo 30 de bebeluși. Nu e cine să te țină în brațe, nu e cine să vină la tine atunci când plângi și nu e cine să te hrănească atunci când îți dorești tu lucrul ăsta. Sunt două îngrijitoare pe normă, cu 25-30 de bebeluși, care încearcă și ele să facă ce pot, abia prididesc să le schimbe scutecele și să le pun o sticlă de lapte lângă pernă. Tu ești așezat la orizontală, pe un pătuț, nu te poți mișca, sticla ți-e pusă așa în dreapta capului, o apuci și încerci să bei. Un fir de lapte ți se scurge pe obraz și ți intră în ureche. Nu observă. Urechea ți se infectează. Laptele se brânzește, se întărește. A doua zi, sticla de lapte e pe partea stângă, face același lucru. O prinzi cum poți și încerci să bei, dar vrând nevrând, laptele ți se scurge și în cealaltă ureche. În puțină vreme nu mai auzi. Din cauza faptului că nu auzi, nu poți vorbi. Începi să te rupi de lumea din jurul tău. Cei din jurul tău, în puținul timp pe care l-au la dispoziție să vadă cum ești, își dau seama că tu n-ai niciun fel de comunicare sau legătură cu ei. Prin urmare, următorul pas e că te consideră handicapat. De aici ai o etichetă, așa, o patalama pe frunte, care îți rămâne toată viața. Ești declarat irecuperabil. Acesta nu e un scenariu care să fie dintr-un film SF. E una dintre realitățile noastre imediate. Și la ora actuală în România, în maternități, zac aproximativ 2000 de bebeluși în fiecare an. Odată la 6 ore, un bebeluș e lăsat într-o maternitate. Poate că nu toți au soarta pe care v-am spus-o, din exemplu pe care vi l-am dat, dar mulți dintre ei au avut această soartă și mulți dintre așa zișii tineri handicapați au ajuns așa datorită lipsei de comunicare și datorită lipsei de atingere și de îmbrățișare din partea cuiva care ar fi trebuit să fie acolo aproape de ei. Nu e vina oamenilor care trebuie să îi îngrijească, pentru că ei oricum sunt foarte puțini, fie că sunt în maternități, fie că sunt în centre de plasament. Ei fac ce pot. Dar, din nefericire, am trăit multă vreme, multe zeci de ani, într-un sistem pentru care orice era important, dar mai puțin copilul, în exemplu pe care vi l-am dat eu. Organizația pe care o reprezint eu, Hope and Homes for Children, lucrează pentru ca fiecare copil să aibă parte de o familie și de iubire și de afecțiune. La ora actuală, mai sunt aproape 9000 de copii care supraviețuiesc în instituții, lipsiți de orice e important pentru fiecare dintre noi în devenirea noastră. Lipsiți de familie, lipsiți de părinți, lipsiți de atenție individuală. Credem că lucrul ăsta trebuie să se termine și suntem determinați să luptăm pentru asta în următorii ani, nu doar în România, ci în lumea întreagă. Eu sunt un om norocos. Am o familie frumoasă, am o soție, am 3 copii, câțiva dintre ei sunt aici cu mine și fiind zdruncinat așa și măcinat între nevoia de
a fi pe teren și de a fi în programe și de a fi plecat tot timpul, am uitat o vreme, și eu însumi, de familia mea și de copiii mei și de faptul că și copiii mei aveau aceleași nevoi ca și are acelor mulți copii pe care încercam să-i ajut alături de colegii mei. S-a produs și în viața mea o anumită distanțare, pentru că veneam acasă nervos, de multe ori eram sătul, stresat și nu aveam capacitatea de a le oferi ascultarea de care avea nevoie sau de a le acorda prezența pe care în mod normal și-ar fi dorit-o și ei. Lucrul ăsta l-am resimțit cel mai puternic cu fiica mea cea mai mare, Mara, care a fost adolescentă și pentru care câțiva ani de zile am fost oarecum un străin, ocupat mai mult de cariera lui decât de rolul său de tată. Probabil aș putea crede, mă gândeam eu că după 16 ani de lucru în domeniul ăsta aș ști cum să-mi cresc copiii. Uite că poate n-am știut să o fac chiar așa cum ar fi trebuit să o fac. Lucrurile au luat o turnură bună în cele din urmă, am reușit să vin la timp și să pot să îmi refac niște punți de legătură care să mă aducă pe același drum cu copiii mei. Dar a fost un pericol real în viața mea. Cred că nu e un pericol real doar pentru mine, ci pentru mulți din jurul meu. E o capcană și o tensiune pe care o resimt pentru mulți oameni din societatea zilei care sunt atât de concentrați și de înghițiți de cariera lor, de ceea ce încearcă să facă la muncă, la birou, încât uită de faptul că au acasă o familie, că au acasă niște copii și că acei copii au nevoie, înainte de toate, de prezența lor, mai degrabă decât de cadourile pe care le aducem din când în când. Am să vă mai spun încă o poveste, încă un caz care pe mine m-a marcat, unul dintre miile de cazuri cărora le-am fost martor. Imaginați-vă o mamă cu 3 copii, care e părăsită de soț, își pierde de muncă, nu mai poate să rămână în apartamentul pe care l-avea cu chirie, e în pericolul de a dormi sub pod, se duce la Direcția de Protecție a Copilului și cere ajutor. Autoritatea statului îi propune să-și plaseze copiii în sistem, pentru că asta e ceea ce poate să facă. Asta e singura soluție pe care o are la îndemână. Așa putem să-ți îngrijim copilul, cu alte cuvinte. Îl rupem de tine, îl rupem de mama, singurul reper real care a mai rămas pentru fiecare din acei 3 copii, îl plasăm într-o instituție cu alți 50, 60, 80, 100 de alți copii, o să fie supus unui rulaj de personal zi de zi, va avea în fața lui de fiecare dată alt și alt adult, nu va mai avea parte de afecțiune, nu va mai avea parte de iubirea familiei și încet, încet lumea, așa cum o știau acei 3 copii, se năruie, până aproape că dispare. Ulterior ne mirăm de ce copiii care ies din sistemul de protecție a statului n-au încredere în ei, de ce n-au stimă de sine și de ce le-a atât de cumplit de greu să-și facă un rost în viață. De multe ori cred că dăm vina pe sistem, așa suntem învățați să facem. E de vină sistemul, e de vină statul. Nu cred că e chiar atât de simplu, pentru că sistemul suntem noi. Cei care plătim taxe, cei care suntem contribuabili, cei care girăm zi de zi, prin acordul nostru tacit sau prin lipsa de acțiune, normarea acestui sistem și manifestarea sa. Cred că împreună am putea să facem ceva în acest sens, fiecare dintre noi, și să schimbăm ceva în realitatea noastră imediată. Eu am ales alături de colegii mei să o fac în acest domeniu al protecției copilului, pentru că
Văzându-mi eu copiii mei, mi se pare cumplit de injust și mi se pare o chestiune lipsită de cel mai elementar umanism să lipsești un copil, să-l deprivezi de familie și de tot ceea ce atrage după sine prezența familiei. Dacă vă mai și spun că întreținerea unui copil în protecția statului costă în medie 500 de euro pe lună, ce ați zice? Acesta e costul pe care autoritatea statului îl plătește pentru fiecare copil plasat în protecție specială. Să revenim la cazul mamei cu 3 copii. Am să spun că statul, preluând cei 3 copii, plătește 500 de euro pe lună ori 3, ori 12 luni câte sunt într-un an, și putem multiplica ori 8 ani, pentru că asta e perioada medie pe care o petrece un copil în sistemul de protecție, odată intrat acolo. Cifra devine amețitoare. Rezultă în jur de aproape 150.000 de euro pe care statul îi plătește ca să-și pregătească carne de tun pentru ceea ce înseamnă mai târziu cei pe care îi va asista social, cei care nu-și vor găsi un loc de muncă, cei care vor fi inadaptați zilei de mâine. Probabil că putem spune, e vina lor, viața e grea, asta este. Și alții au viață grea, să facă față. Cred că nu-i chiar atât de simplu, mai ales când vorbim de chestiuni care pot fi prevenite. Soluția ar fi una de bun simț. Ceea de a ajuta mama. Ajuți mama să poată să-și îngrijească casă la ea copiii și îi hrănești pe acei copii zi de zi, în toată devenirea lor, cu iubirea pe care numai familia ți-o poate da și cu muniția pe care numai încrederea în tine pe care ți-o dă acasă mama și tata, bunica și bunicul te pregătește pentru a face piept vieții și pentru a putea într-adevăr să îți duci la capăt un rol social care ține și de loc de muncă și de contribuția pe care tu o dai înapoi societății. Mi s-a părut extrem de elocventă o cercetare, rezultatul unei cercetări de care am auzit cu puțină vreme în urmă, o cercetare pe diagonală, făcută pe generații întregi, pe zeci de mii de copii, de la vârsta la care au fost mici, până au devenit independenți. Scopul acelei cercetări era să deducă care sunt motivele care stau la baza succesului unui om matur. Care sunt motivele care stau la baza calității vieții în viața de adult? Și concluziile au fost extraordinare, pentru că n-a contat într-atâta școala la care s-a dus copilul, n-a contat într-atâta cât de exclusivist a fost facultatea la care a reușit să studieze, n-a contat într-atâta câtă bunăstare era în familia lui, cu alte cuvinte, cât de bogată era familia din care provenea. Criteriul care s-a regăsit la cei mai mulți dintre oamenii care au avut parte de o viață frumoasă împlinită a fost cantitatea de timp pe care ei, ca și copii, au petrecut-o cu părinții lor. Cu alte cuvinte, tu ca părinte, cu cât mai mult timp îți dedici copiilor tăi, cu cât mai mult timp ești în prezența copiilor tăi, cu atât mai mult îi expui pe ei la șansa de a avea o viață frumoasă. Cred că e un rezultat care pentru mine a fost revelator și ne spune, mie cel puțin, îmi spune foarte multe. Am să vă mai spun o singură poveste și cu asta voi încheia și o să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră ce doriți. Una dintre primele mele amintiri pe care o am de acum 16-17 ani, când am fost într-un leagăn de copii care era la etajul 3 al unui spital, unde se aflau 86 de bebeluși, nou născuți între 0 și 3 ani. Era o tăcere de mormânt. Nu se auzea niciun plânset,
Nu se auzea niciun râs, n-auzeai forfota, zgomotul pe care de obicei ar trebui să le auzi și să le vezi atunci când ești într-un loc cu atât de mulți copii. Dacă intrați într-o grădiniță, dacă intrați, știu și eu, într-o clasă, veți vedea că e mult zgomot și că sunt mulți copii care vor să interacționeze. Erau 86 de bebeluși care au așteptat să-i bage cineva în seamă, ori fi plâns cât ori fi plâns, până au realizat că nu-i nimeni care să răspundă la reacțiile lor. Se petrece în sistem, în momentul în care un copil, un bebeluș, nu are o legătură de bază cu un adult care să aibă rolul de mamă sau de tată, un lucru crunt. Și anume, acel copil e deprivat de un ciclu elementar al atașamentului. Un ciclu prin care, în momentul în care un copil vine și plânge, mama sare și îl ia în brațe, se uită în ochii lui și îl hrănește, copilul se liniștește. Cineva a răspuns nevoii lui de bază. După vreme, iar plânge, pentru că are nevoie să vadă că acel cineva e acolo. Mama vine sau tatăl îl ia în brațe, se uită în ochii lui. Și prin acest ciclu învățăm de la acea vârstă să avem încredere în noi, învățăm că ne putem baza pe lumea din jurul nostru și că suntem bine. Atunci când ești deprivat ca bebeluș de această legătură ancestrală, de o relevanță fundamentală pentru toată devenirea ta ca om, se întâmplă că te retragi în tine. Începi să dezvolți comportamente obsesive, nu mai comunici cu cei din jur și de aici până la a fi catalogat autist sau până la a fi catalogat drept ființă cu nevoi speciale nu mai e decât un pas. Ca să închidem ciclul, revenim la proiecția imaginară pe care v-am rugat să o faceți la începutul discursului meu. Și vreau să spun că faptul că ne aflăm azi aici și că suntem cei care sunt o chestiune de hazard, puteam fi noi, în adevăratul sens al cuvântului, acel bebeluș. Și cred că stăm puterea și dumneavoastră și a mea să facem ceva în privința asta. Vă mulțumesc!